ați venit, domnule Adrian Oros, în calitate de ministru al agriculturii. Vă mulțumim că sunteți din nou prezent în emisiunea Viața Satului. Și bine ați venit în țara cartofului. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație. Salut și cei care ne privesc. De 23 de ani cultivăm cartofi, am început cu o suprafață de 0,6 hectare, da? Cultivăm 1000 de hectare, din care 250 de hectare de cartofi. Vedeți, noi încercăm, acum când gândim nouul program național strategic, care efectiv va începe în 2023, să transformăm aceste provocări legate de climă și mediu, care sunt cuprinse în Green Deal, în niște oportunități ale agriculturii românești, ținând cont de particularitățile, și, dar și de nevoile pe care agricultura le are. Avem prețul la un supermarket de 2,80 lei pe kilogram. Și noi vindem cartoful astăzi, da? Astăzi la moldoveni, deci în Moldova, la prețul de 60 de bani kilogram. Nevoile privind semința, apa și depozitarea, pentru că astea trei lucruri, da, importante. Dacă le rezolvăm pe astea, domnul ministru, se rezolvă piața, se rezolvă prețul, se rezolvă consumul, se rezolvă importul. Uitați-vă cum arată cartoful produs aici în Covasna. O marfă de calitate, marfă românească. Sloganul ăsta, consumați produse românești, nimeni nu și-ar dori să ducă în derizoriu. Toți vrem să mâncăm numai ce se produce în România, dacă se poate.